Bună dimineața, Fabian, bună dimineața, dragi prieteni. În această ocazie o să vorbim cu un antreprenor. Alături de noi este domnul Laura Ciufu. Vă mulțumim că ne-ați primit aici la dumneavoastră. Este foarte frumos. Mulțumesc și eu și oricând vă aștept cu mare drag. Vreau să vă întreb pentru început, când ați simțit că aveți chemarea aceasta pentru a fi antreprenor? La început am fost și eu salariat într-o companie. Am lucrat încă din timpul facultății, chiar din primul an de facultate. După vreo 6 ani în câmpul muncii, ca să zic așa, mi-am dat seama că aș dori să fac ceva pe cont propriu și astfel în anul 2004 mi-am înființat prima companie, Lara Business Consulting, companie specializată la momentul respectiv în prestarea de servicii de expertiză contabilă, analiză economico-financiară. După ce am pus bazele acestei companii, având clienți în domeniul contabilității în mai multe domenii, am încercat să văd cum își organizează ei activitatea și care ar fi elementele care le îi fac pe ei să devină performanți și astfel am început încet, încet să înțeleg mai bine ce înseamnă activitatea antreprenorială și după 3 ani de când am înființat această companie am început să activez în domenii diferite, înființând mai multe companii. Ați avut vreo școală specială pentru antreprenorat? Sau există așa ceva? În România nu există o școală a antreprenoriatului. Mi-aș dori să se înființeze pentru că România are nevoie de antreprenori și din ce în ce mai puțini oameni tineri, de fapt, pătrund în această lume a antreprenoriatului. La momentul când eu am decis să pătrund în acest domeniu, făcusem facultatea de contabilitate și informatică de gestiune. Mi-a plăcut foarte mult matematica și aceste lucruri m-au ajutat să mă organizez și să pot să fac față provocărilor de zi cu zi. Știu că 4 din 5 afaceri se închid în 5 ani, așa am citit pe internet, da, nu știu dacă e adevărat. Da, este adevărat, se zice undeva că 90% din companiile înființate sunt închise în primii 10 ani de activitate, deci este foarte greu să reziști pe piață în momentul de față în România. De aceea trebuie să fii foarte pregătit să faci față provocărilor zilnice, să ai cunoștințe despre domeniul în care tu îți deschizi propria afacere, pentru că sunt mulți antreprenori care își deschid afaceri în domenii în care ei nu sunt pregătiți. Și tocmai de aceea, la început, nu sunt puse foarte bine bazele afacerii pe care ei o demarează și de aceea este foarte important să ai cunoștințe despre domeniul în care vrei să activezi în afacerea pe care vrei să o demarezi. Mi-a spus de provocările zilnice. Care sunt aceste provocări? Cu ce vă confruntați în fiecare zi? Păi cel mai greu în activitatea asta antreprenorială, din punctul meu de vedere, este să faci față emoțiilor. În fiecare zi năvălesc peste tine atât emoții pozitive cât și emoții negative. Și dacă nu știi să gestionezi emoțiile, este foarte, foarte, foarte greu. De aceea eu le-aș recomanda tuturor celor care vor să pătrundă în această lume nebună a antreprenoriatului, cum îmi place mie să zic, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să realizeze că sunt sănătoși, adică fără glumă trebuie să ducă să-și facă niște analize, să vadă dacă din punct de vedere fizic corpul lor este pregătit să facă față acestor provocări care vor urma în momentul în care hotărăști să îți deschizi o afacere și în același timp mentalul tău trebuie să fie foarte bine pregătit ca să poată să facă față emoțiilor. De asemenea, recomand tuturor care vor să aibă, din punctul meu de vedere, o afacere de succes, să nu alerge după bani, ci să alerge după emoții. Pentru că în momentul în care alergi după bani, mai devreme sau mai târziu, afacerea ta va fi un faliment sigur. Important este să vezi cum, datorită ideilor tale, datorită energiei tale, poți să pui niște procese și niște oameni în mișcare, astfel încât să generezi valoare adăugată pentru clienții căreia tu te adresezi prin afacerea ta.
Puteți să-mi spuneți 3 sfaturi pentru tinerii antreprenori? Sau, uitați-vă, dacă ați fi dumneavoastră de acum, ce ați spune Laurei de la început? I-a spune să aibă foarte mult curaj. I-a spune să realizeze că niciodată succesul nu este definitiv. Și dacă cineva își se gândește că dacă va pătrunde în această lume a antreprenoriatului, va avea o viață ușoară, se înșală amarnic. Este extrem, extrem de greu. Așa cum v-am zis, să faci față provocărilor zilnice, să poți să iei decizii rapide, să poți să comunici cu clienții, cu salariații tăi, să poți să creezi procese. Și de aceea, a zice încă o dată, pe lângă faptul că trebuie să ai foarte mult curaj, trebuie să conștientizezi că trebuie să-ți asculți de fiecare dată intuiția și dacă vreodată mentalul sau emoțiile sunt într-un conflict aparent, emoțiile reprezintă adevărul și mentalul minciună. Vă mulțumim frumos pentru toate sfaturile pe care mulțumesc ne-ați dat. Mulțumesc și eu și mult succes mulțumim în misiunea noastră. Dragi prieteni, noi ne vedem mâine. La revedere!